Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Apostol Iuda Tadeul, eu, păcătosul, mă încredințez grijii tale. Roagă-te pentru mine, ajută-mă să-mi amintesc că nu sunt singur în strădaniile mele. Te rog, fii alături de mine și roagă-L pe Dumnezeu să trimită speranță în mâhnire, curaj în frică și vindecare în timpul tuturor încercărilor. Te rog, cere-i Domnului nostru iubitor să-mi dea harul să accept orice îmi va oferi viața și să-mi susțină credința în puterea sa vindecătoare. Îți mulțumesc, Sfinte Iuda Tadeu, pentru speranța pe care o dai tuturor celor care cred și ajută-mă, te rog, să ofer și altora acest dar al speranței, după voia lui Dumnezeu. Amin. O Sfinte Iuda Tadeu, rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și martir glorios, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și gravnic ajutător al celor ce te cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta. Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe cei care au pierdut aproape orice speranță și se află în pragul disperării. Privește deci și la mine și vezi în ce strâmtorare mă aflu. Viața mea este o viață de suferință, zilele mele sunt pline de durere și necaz, sufletul meu este o mare de amărăciune. Cărările mele sunt pline de suspine și lacrimi și griji mistuitoare care înmacină toată puterea de viață. Neliniștea, disperarea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că mila dumnezeiască m-ar fi părăsit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credința se clatină, inima mea slăbește și disperarea se furișează în suflet, vrând să se facă stăpână peste mine. O Sfinte Iuda Tadeu, Tu nu mă poți lăsa în starea aceasta. La Tine alerg, pe Tine te rog, ajută-mi. Ascultă, te rog, rugăciunea mea. Nu mă voi depărta de Tine până când nu mă vei asculta. Grăbește-te și vino-mi, te rog, în ajutor și nu mă lăsa ca încrederea mea în tine să fie rușinată. Fie ca prin mijlocirea ta să se preamărească și întru mine nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugăciunea, mai ales în necazul meu cel mare, pe care îl am acum, și dă-mi grabnicul tău ajutor în necazul acesta. Nu mă lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de această lovitură a durerii și să cad în disperare. Ascultă-mă, o Sfinte Iuda Tadeu, împlinește-mi rugămintea și eu îți voi fi recunoscător în toate zilele mele. Te voi cinsti ca pe cel mai de seamă ajutător al meu. Voi mulțumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta și voi răsplăti pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni. Amin.